În cadrul măsurii 3.2.2, renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale au fost depuse spre finanțare la Asociația Grup de Acțiune Locală Sud-Vest Satu Mare. 21 de proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de peste 640.000 de euro. Un proiect de succes din această măsură este următorul. Achiziționare utilaje de întreținere spații verzi, echipamente pentru biblioteca comunală și auto specială de pompieri pentru Comuna Sălacea, județul Bihor. În Comuna Sălacea din județul Bihor, prin proiectul Leader Gal Sud-Vest, s-au achiziționat motocoase, tocător de crengi, foarfecă gard viu, motoferăstraie, mașină de tuns iarbă, motounelte, ochelari de protecție. De asemenea, o auto specială pentru echipare pompieri, costume de protecție pompieri, laptop, aparat foto, copiator multifuncțional și videoproiector pentru biblioteca comunală. Valoarea totală a proiectului 33.210 euro, iar ajutorul public nerambursabil 25.996 de euro. Am câștigat un proiect de 26.000 de euro plus TVA, tot prin proiectul LIDER, prin care am achiziționat motocoase, motofereastru, o auto specială pentru remize de pompieri, pentru că la Sălacea avem o remiză de pompieri și pompieri voluntari din 1875, deci acum de 140 de ani, și vrem să dotăm remiza respectivă. Și am mai achiziționat și pentru bibliotecă Xerox, aparat foto și toate echipamentele pentru bibliotecă.